Te-ai săturat să ai echipă slabă pe Ultimate Team? Ei bine, dacă vrei să cumperi coins pe toate platformele pentru FC24, intră pe u7buy.com și folosește codul Gianni la checkout pentru 6% reducere. Totul este foarte sigur și rapid. Aveți link în descriere. Un nou videoclip din seria de Road to Glory și în sfârșit avem Team of the Season. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de Ultimate Team. Avem Team of the Season live aici. Avem cardul Team of the Season care pot crește plus 1 sau plus 2 în funcție de performanța echipelor lor. Și astăzi sperăm că prindem și noi 1, pentru că avem destul de multe pachete și avem carduri chiar mișto. Avem și SBC-uri mișto și mă gândesc să fac 1 sau 2, dar nu cred că mi-ajung fodării. Dar avem pachete bune după cum puteți vedea, frate. De asemenea ne-au dat băieții cadou și un pachet cu un Team of the Season garantat. Au schimbat și premiile la Weekend League, deci o să avem premii forță cu red pick-uri. Dar înainte să deschidem pachetele, hai să vă arăt ce poate pica. Nu uitați să dați și voi un like pentru că a apărut Team of the Season și o să avem mult, mult content de acum încolo. Hai să strângem 700 de like-uri, deși cred că e imposibil. Ok, cam ăștia sunt jucătorii Team of the Season care au fost adăugați. O să vi arăt pe cei mai buni, cei slab n-are rost să vi arăt că sunt 10k, 20k. O să vi arăt pe cei mai buni și începem cu probabil cel mai scump card, care este Luka Modric. Mamă, pe PC 6 milioane, nu faza și chiar la aceste carduri Team of the Season e ca au 3 playstyle-uri plus, frate. Deci o să fie mult prea OP cardurile astea. Modric are de asemenea și 5 cu 5. O să rupă cardul ăsta. Defending bun, dribbling bun, pace bun. Poate să crească și plus 2. E bombă cardul ăsta dacă ar pica. Îl avem și pe Havertz, care este băgat la SBC. Se duce undeva la 1.400.000. Băi, și eu zic că e cam worth. Eu zic că e cam worth, că uite ce staturi are pentru mijlocaș central. 3 playstyle-uri aici, technical, ping, pass, finesse, shot plus. Aproape 90 la toate în afară de shooting. O să crească plus 2 cel mai probabil, pentru că Arsenal are nevoie de victorii. Deci eu zic că merită. Eu zic că merită Havertz ăsta. Plus că are și body type de la bun în joc. Bruno Fernandes, știți cu toții că eu pe Bruno Fernandes și în joc. 3 milioane costă pe PC. 81 defending, 86 physical, 86 pace, 90 dribbling, 95 passing, 90 de shooting. Are 5 cu 4. Și are finesse, shot, technical și incisive pass. Mamă, păi rupe ăsta ce ame. Rupe rău de tot ce ame. Romero nu arată rău pe poziția de fundaș central, 94 defending, 91 physical, 85 pace, are racunul, costă undeva la 800k, dar mai poate să crească plus 2, cum am zis. Mamă, și un car pe care mi-l doresc ar fi Jeremy Doku, chiar dacă teoretic n-are unde să joace, e Dinio acolo. Poți să-l joc în locul lui B sau ceva de genul, dar 99 pace, 95 dribbling, te duci în bandă cu el și treci de orice efectiv și 5 stele skill moves. Ok, și ce mai e șmecher de aici? Mai e un Rafinha care are rachetă și e tank, cu 1.800.000 pe PC, așa scump. Mamă, 92 dribbling, 97 pace, dar e bun, mă, e bun. Are racheta aia, fuge rău de tot și ăsta. E cam ultimul car pe care mi l-aș dori ar fi Saint-Maximin. Și el are racheta, 95 dribbling, 98 pace, 87 shooting, din nou forță rău de tot pe bandă, 5 cu 5. Hai să dacă prindem și noi unul. Așa că hai să începem cu pe copăningul ăsta puternic. Nu o să vă arăt toate pachetele, desigur, să vă le arăt pe cele mai bune. 80 ori 5, hai să ne începem că din acest 80 ori 5 avem primul lockout din clipul de astăzi, doar că nu e Team of the Season, din păcate. E Odegaard cel mai probabil, da, Odegaard care pică foarte des. Double lockout nu, doar Odegaard simplu, 87 băieți. Când o să ia Team of the Season, nu o să pice 100%. Ok, un lockout doar că nu a venit Team of the Season. Vreau Team of the Season ăla să văd și eu primul Team of the Season la mine. Ok, a venit niște pachete astea cu 3 jucători 81 plus. Ăsta e de fundaș, ăsta e de atacant și ăsta e de mijlocaș. Hai că începe cu fundaș și o luăm de jos în sus. Deci aș putea prinde un Romero în ăsta, dacă ar fi să vină, dar nu cred. Ok, și avem lockout, ia. Haide, dar nu e Team of the Season. Stai, ce? Asta e că e și cu portar, e Oblak. Da, e și portar aici. Avem Oblak clar aici. Vine Oblak 88 cât are, da, 88. Care n-a apărat nimic cu Borussia Dortmund, să-l bage pe Moldovan. Avem din nou pachete de astea, doar că acum avem 5 jucători și avem 83 plus. Avem din nou fundaș, mijlocaș și atacanți. Hai cu fundaș și să vină Romero, deși nu prea am nevoie neapărat de fundaș central. Dar avem lockout, dar nu e Team of the Season. E Italia, goalkeeper, Donnarumma clar, nu? Ok, Donnarumma plus, Alisson, bine, 87-89, chiar merge. Chiar merge, dar n-are picioare cum ar veni. Ok, Donnarumma și mai vine și Carciaui. Perfect, 3 jucători walkout în pecul ăsta, chiar destul de OP. Haide-mă la mijlocaș, haide-mă, Modric, Bruno Fernandes. Hai să vină unul din ăștia doi, ok, walkout, dar nu e Team of the Season, vere. Mamă, nu dă și un tot, niciunul măcar vine Tonali, pe bune. Bă, dar unul vreau să văd și eu măcar în pecobăningul de astăzi, nu văd niciunul? Îl văd doar pe ăla din ăla garantat, ok, Tonali 86. Și avem ăsta cu atacanții din care vine Belgia, fiți atenți, Belgia, Jeremy Doku, haide mă. Ok, walkout, nu e toți, pa, mă, nu dă un toți, vere. Ok, vine Osimhen, bă, da, un toți nu văd în clipul de astăzi, pe bune. Haide mă, trebuie să dea n-are cum, ok, ăsta e walkout 88 și mai dă un 89 sau 90. Dă un Harry Kane ceva, nu știu. A few inches later. Și vine... Ah, fix Harry Kane, ia uite-l. Oh, da, fix Harry Kane vine, 90 over Harry Kane, da. Bine, dacă vrei.
Good Foda. Ok, și vine și Saka. Iar în al doilea rare player spec cu 12 jucători, 12 rari și avem walkout. N-avem toți încă o dată. Băi, frate, nu dau toți, pe bune. Bă, unul și unul de la de 20 de ca nu dă. Ok, cine naiba e? Arps, nu cred. Da, Arps 86 și mai are ceva în spate. Vine Kimmich 88 în spatele acesteia. Ok, ce deschidem mai departe? O să deschidem aceste jumbo rare players cu 24 de jucători, 24 rari. Bă, două walkout-uri din astea, două și o să mulțumim că de obicei sunt chiar slabe astea, chiar dacă 100 de ca. Ok, avem walkout din ăsta. Dar din nou nu e toți. Wow! Anglia right back bronze. Cine? Da, bronz de la Barcelona. Și este doar un singur jucător walkout, o singură jucătare walkout, vine bronz. Ok, dezamăgitor pe opening-ul de astăzi. Așteptam la mai bine, dar încă n-au venit pachetele bune. De fapt, au venit, că acum nu avem numai pachete bune. Mergem mai departe la un 85x4, 4 jucători 85 plus din ăsta. Trebuie să dea un team of the season. Ai walkout aproape garantat din ăsta. Și avem walkout. Oh, da, mă, în sfârșit team of the season. Haide, mă. Rafinha, Rafinha. No, cine e? E Der Militao? Der Militao 86 și mai are ceva în spate. Der Militao 86 și vine Santos 92, da. Bă, nu e wow card ăsta, să fiu sincer. Arată de ce, 93 dribbling, 92 passing, 91 pace, 87 physical. Aș vrut un alt card de 92, nu știu, că-s cardul mai bun de 92 decât fata asta. Totuși vine primul team of the season. E 100 de cacam așa, dar se putea și mai bine. Plus 3 jucători 86. Avem 86, 3, 3 jucători walkout garantat. Încă un team of the season, avem walkout, că n-a, e garantat. Doamă, da, încă un team of the season. Anglia, right back, bronz și mai e ceva în spate, 100%. Bronz și cu cine? Bronz și cu cine? Bronz cu... Ah, am crezut că e Romero, că semna cu Romero. E Mikel Merino 90. Bă, nu dă jucători toți slabi. Nu-ți dă chiar de 88. Bă, nu mai, mai se de camera? Ce are camera asta? Dar, da, de ce? Ce-o face și pe aia așa? How? Cum ar veni liniște? Liniște că vine șeful. Ei, Mikel Merino e 30 de cada, nu e foarte scump, dar... Na, și vine și Araujo. Ok, bronz, din nou se duce la Quaxel, că n-avem unde să o băgăm. Și aia e. Până acum, 2 jucători team of the season, nu e rău, nu e rău. Ok, și acum mergem la 85x7. Avem 85x7, băieți. Bă, astea-s bune rău, adică ai walkout garantat. Și deschidem acest 85x7, din care pică walkout acolo. Nu vine toți de data asta. Anglia, right wing, Saka, nu? Da, Saka sau Mead. Ok, vine Mead 87, iar în spatele acesteia nu prea are ce să vine, că scarduri ieftine gold, singur scump e Mbappé. Vine Ruben Dias 89, băieți. Încă un 85x7, ai cu încă un toți. Hai cu 3 team of the season până acum. Ok, walkout, nu avem toți din păcate. Avem Franța, CB, este Renard 88, clar. Dar poate mai are ceva în spate, da, mai are ceva în spate. Renard alături de Ruben Dias. Și trebuie să-l băgăm undeva pe Ruben Dias, nu știu unde. Dar îl băgăm clar undeva. Bă, și o să mergem și o să băgăm pe Ruben Dias și pe Mead la un Icon Pick de ăsta. O să băgăm la echipă de la Icon Pick. Ok, și o echipă deja este gata, ceea ce e destul de bine. Iar acum mergem și deschidem un 85x10, cred. Da, hai că deschid 85x10. 10 și cu 85 plus, trebuie să dea încă un toți din ăsta, haide. Și stai că e cu lag, e cu astea. Avem un walkout, da, și avem toți, haide mă. Germania, ST, dacă e slab, nu? Da, e de la Hoffenheim, e ceva team of the season slab. Dar e double team of the season, deci poate pica ceva mai bun. Mamă, 97 pace, ok, cred că e... Cred că avem 4 team of the season în total până acum. Vine o fată care nu știu cine, e Terlar, Terland. Terland 90 de la Brighton, 90 dribbling, 93 pace, 90 shooting. Nimic spectaculos, din păcate. Dar măcar luăm 2 jucători team of the season în același pachet. Și mai vine și Bernardo Silva și Diani și Donnarumma. Ok, 5 walkout-uri în acest pack minunat. Ok, Bernardo Silva, Cianhanoglu, Laporte se vor duce la o altă echipă de la Icon. Ok, avem 87x4, câte avem? Avem 387x4, cam tank pe curile astea. Hai să vedem ce prinde din acest prim 87x4. Haide cu încă un team of the season, 47 plus, avem walkout clar. Și încă un team of the season, haide! Salah? Cine este? Salah și mai are ceva în spate. Ok, Salah 89. Da, Salah gol simplu, că n-are cum să fie altfel decât gol. Și mai vine Terland. Wow, încă o dată Terland asta, vere. Bă, bune, wow. Bernardo Silva și Terland. Ok, merg la Icon Pick, că n-avem unde să-i băgăm amândoi. 88 plus 1 din 4. Thunderstruck, Winter Wildcards, Totti sau Future Stars. Un pari de la-și vrea și eu, dacă se poate. Un pari de la Future Stars, că e rupere rău de tot. Dar hai să vedem ce prindem. O să facem cu Stars Reveal, desigur. Ok, și primul are 78 physical, cam slăbus pe physical. Cred că e ceva slab. Ok, 60 defending, cred că e ceva mijlocaș pare. Dribbling-ul e decent, 90 dribbling alături de 88 passing, alături de 87 shooting, 90 pace, slab, ceva slab. Ok, pare că e future star, dar 100% e slab, cred că e Nedved sau ceva de genul. Da, Nedved, e 90, ok.
Mergem la al doilea. Poate al doilea va fi mai bun. Ok, văd că are, are physical mic rău de tot. Adică 100% ar trebui să fie agil, că n-are cum să fie și physical mic și să nu fie agil. Ok, e 100% atacant. 93 dribbling, ok, n-arată rău. 90 passing n-arată rău, 92 shooting n-arată rău, 90 pace, da, e Zola. E Zola tot, e 100% pe care îl mai am odată. Faa, păcat. Nu mai așa scump, dar totuși. Mergem la al treilea, haide, poate al treilea mai norocos. Rădablichit, 78 physical, 45 defending, din nou e ceva... A, e ceva slab, că e de mic. Slab rău ăsta, uitați-vă cum arată, frate. Ok, Winter Wild Cards, Fernando Torres. Dacă îmi pica acum 3 luni era bun, da. Ok, și ultimul din nou are physical mic, defending mic. Ho-ho, ce dribbling! Foarte puțin ai cu dribbling-ul ăsta așa mare. S-a terminat la shooting, băieți, s-a terminat la shooting, da. Nu e nimicul spectaculos, e... Oh, Butrag Genio, nu e rău, cred, nu mai e așa scump, dar nu e chiar așa rău. Emilio Butragenio Winter Wildcards, n-arată rău, dacă avea și shooting mai mare, era decent. Așa că luăm pe Butragenio, care e un super sub decent. Cât costă de curiozitate, încă e 300.000, deci nu putem spune că e chiar el, chiar decent, chiar decent Butragenio ăsta. Ok, mergem mai departe, avem încă 287x4, poate mai prindem niște jucători team of the season din acestea. Și din ăsta prindem Walkout, că n-am, e clar Walkout, Argentina, CF Messi, nu? Nu, e Lautaro, mamă, slab. Slab Lautaro. Dar poate mai are ceva în spate spectaculos de 90-91, nu știu. Un Mbappé, un Haaland măcar, ca să fie good fodder. Și Sandra Panos și 87, da, slab. Mamă, cred că nu ai 87 aveam. Merge și deschidem încă un 87x4. Haide mă, dă-mi și un toți de aici, frate, te rog, eu, dă-mi un toți. Da mă, în sfârșit vine toți. Leva, cine e? Jor sau Leva? Da, e Leva 90, dar mai are ceva în spate, haide mă. Un toți de la șmecher peste 90. Cine e? Pa, Rafa Mujica. Nu e cel mai bun timpul de season, însă e, cred că, al cincelea de astăzi. Hei, Leva, Kimi... Hă, încă o dată, Bernardo Silva mă omoară jucătorul ăsta. Băi, băi, e fantomă, mă bântuie. Deci mai avem încă un timpul de season în clipul de astăzi. Să facem din nou tot cu Stats Reveal. Hai că facem tot cu Stats Reveal, că e mai mișto cu Stats Reveal, e suspansul mai mare. Ok, și să-mi pun căștile ca să fiu sigur că aud când îl deschid. Ok, avem staturile aici, hai să vedem. Oh, ce team of the season. Bruno Drake și Bruno Fernandes n-au clar cum să fie. Poate un Sam Maximin, dar prea mic strength-ul. 90 dribbling n-arată rău. Passing mic, shooting mic. E unul de la slab, dar 88-87, clar. E David Coșta, 88, da. Ok, mergem, îl băgăm aici frumos în club. Dar o să mergem și o să mai facem niște 83-10, mai facem 3 pecuri de-astea și revenim cu pachetele, băieți. Poate din astea prindem ceva. Hai să vedem aceste 83-10, cât de bune sunt și... Ok, avem o caută, de toți, toți. No, nu, dă-mă. Haaland, Odegaard. Haaland, e bine. A, ba, nu-i Hegerberg, ok. Hegerberg, 89, nu știu dacă o mai am sau nu. Dar e double walkout. Oh, și vine și Messi, 90. Bine, dacă vrei. Good photo. Ok, nu avem niciun duplicate. Îl avem și pe Donnarumma. Chiar win pe culul ăsta, dacă pot spune. Așa că mergem mai departe la încă 83-10. Dar vreau să vină toți. Nu vine, băi, zere. Nu vine. Încă o dată Messi. Cine? Pe bune, când o dată Messi? A, nu e Dybala, ok. 86 Dybala, da. Mai are ceva în spate. Este Arnold, 86. Și încă un 83-10, dă ceva ca lumea și din ăsta, ok, încă o dată walkout, n-avem din nou team of the season, din păcate, nu vrea să pice. Oberdorf, ok, Oberdorf 87, plus Marquinhos 87. Și mai vine și Dembele, Marquinhos e duplicate, nu știu ce să fac cu el. Da, băi, și cam aici se termină clipul nostru, avem doar pe opening-ul fără meciuri azi pentru că nu prea am ce să joc. Deci, dacă mai vreți un nou episod din această serie, nu uitați să lăsați un like acolo, 700 de like-uri și continuăm cu aceste pe opening-uri nebune de team of the season. O să mai strâng acolo pachete forță. Încercăm să facem niște clipuri mișto. Deci, sper că v-a plăcut clipul. Like, subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat. Pa!